Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt, pe lângă rețeta de supă minestrone pe care deja ați văzut-o în titlu, câteva fragmente din viața mea, așa cum decurge în zilele singuratice și reci de iarnă. Pentru mine un mic dejun simplu, tradițional, iar pentru Silvestra, pisica mea, ceva mai exotic, pentru că adoră să ronțăie verdețuri, i-am pus la încolțit într-un ghiveci grâu, pe care îl devorează în fiecare dimineață. Îmi place ca treburile casnice să fie lăsate pentru o singură zi a săptămânii și prefer să le împar pe parcursul tuturor zilelor. O jumătate de oră, o oră maxim, este suficient, astfel încât nimic să nu devină o corvoadă plictisitoare. Acum o să calc și probabil o să fac ordine în vreo două sertare și cam atât. Astăzi o să vă arăt cum fac eu supa minestrone, o rețetă italiană care diferă de la casă la casă, iar marele ei avantaj este faptul că se folosesc legumele pe care practic deja le ai în frigider. De când am canna filtrantă de la Aquafor, practic de vreo 3 luni, o folosesc în permanență atât pentru apa de băut, cât și atunci când gătesc mâncarea. Cartușul din această cană, cartușul filtrant, reține din apa potabilă clorul, metalele grele, fierul, pesticidele, diversi compuși organici și o mulțime de substanțe dăunătoare. Dar nu doar că filtrează apa, o și dedurizează, îi îmbunătățește gustul și îi elimină mirosul uneori neplăcut. Atât materialul din care este făcută cana, cât și cartușele Aquafor nu conțin BPA, compusul chimic despre care se spune că poate avea efecte nocive asupra metabolismului. Cana mea este modelul Prestige și are acest mic contor mecanic care mă atenționează când trebuie schimbat cartușul, iar acest mic mecanism glisant permite umplerea cu apă fără a mai fi necesară scoaterea capacului. Dar ați văzut exact cum funcționează mai înainte când am umplut cana cu apă la robinet. Un cartuș Aquafor filtrează 300 de litri de apă. Cam o dată pe lună trebuie să schimb eu cartușul, ceea ce înseamnă echivalentul a 150 de peturi, un adevărat miracol din punct de vedere ecologic. Și apropo, și cartușele sunt reciclabile. Dar această companie produce nu doar căni ca aceasta, ci și filtre care se montează direct sub chiuvetă. După cum spuneam, puteți folosi orice fel de legume. Eu am un dobleac, o gulie, doi morcovi, o să pun și usturoi, dar nu foarte mult, vreo doi căței, tulpini de țelină, apio, mai am un ardei, de fapt o jumătate de ardei, pe jumătate uscat, un ardei obosit, o conservă de fasole boabe, este gata fiartă fasolea asta, o conservă de roșii, un pic de ulei de măsline, piper, sare, iar această supă se poate face fie cu carne, fie fără, adică cu bacon. Eu simt nevoia de grăsimi în perioada asta rece a anului și o să pun și câteva bucățele de bacon, dar se poate face numai cu vegetale în mod sigur. Paste de dimensiune mică este de preferat, a mele sunt așa o dimensiune medie și fiind o supă italiană, parmezan în mod clar. Și bineînțeles apă. După cum v-am spus, chiar și la gătit folosesc doar apă pe care am filtrat-o. Din bucata de bacon o să folosesc jumătate.
Într-o oală punem la încins uleiul de măsline, 2-3 linguri, nu mai mult, pentru că baconul atunci când se prăjește lasă destul de multă grăsime. Și îl lăsăm la prăjit, la foc mic, până devine puțin crocant. Apoi se adaugă ceapa, pe care o călim preț de câteva minute, amestecând din când în când, iar când este călită, se adaugă și usturoiul, astfel încât acesta nu cumva să se ardă. Dacă vreți, puteți pune și niște ierburi. Eu am pus oregano și rozmarin de această dată. Dacă tot am vorbit astăzi despre cana filtrantă, să vă mai spun ce mi se pare mie cel mai important beneficiu. Faptul că nu mai trebuie să cumpăr apă îmbuteliată și nu doar pentru că nu trebuie să o mai car până la etajul 4, dar mai ales pentru rațiuni ecologice. Știți cu siguranță câte deșeuri produc peturile din plastic și cum au ajuns să invadeze toată planeta. Într-un fel, folosind tot timpul cana filtrantă, am și eu sentimentul plăcut că fac ceva și mă implic în misiunea companiei Aquaphor de a lăsa o planetă sănătoasă viitoarelor generații. Adică sunt și eu o mică picătură în ocean, pentru că da, această companie și-a propus și de altfel a și realizat un proces de producție prietenos cu mediul înconjurător. După ce am pregătit legumele și le-am tăiat la dimensiuni aproximativ egale, astfel încât să fiarbă în același timp, le punem în oală, adăugăm sare și piper și înainte de a pune apa, le călim un minut sau două în uleiul încins. Apă punem atâta cât să acopere bine toate legumele, nu foarte multă, pentru că aceasta este o supă cu o consistență mai groasă. După ce legumele au fiert la foc mic vreo 30-40 de minute, punem și roșiile, iar la sfârșit conserva de fasole, fasole care deja este fiartă. Pastele se pun doar la sfârșit, nu foarte multe pentru că prin fierbere le crește volumul. Eu am ca măsură această farfurie și pentru o oală mare de supă pun o astfel de farfurie cu paste. Le mai las la fiert, după indicațiile de pe ambalaj, 7 minute în acest caz. Și aceasta este supa minestrone, o mâncare foarte potrivită pentru zilele de iarnă, aș spune chiar delicioasă și în același timp foarte consistentă, ține loc și de felul 1 și de felul 2. Singura mea dilemă este ce se presară mai întâi, pătrunjelul verde tocat mărunt sau parmezanul.
înainte de a pleca în oraș să rezolv câteva treburi care ar fi putut să rămână și pe altă dată, dar a nins foarte frumos și prefer să fac acum drumurile, o să pregătesc o portocală pe care o voi pune la uscat pe calorifer. Feliile de portocală uscate sunt niște decorațiuni superbe, se realizează foarte ușor, însă este nevoie de timp și de multă răbdare pentru ele, pentru că dacă încercăm să grăbim procesul de uscare, s-ar putea arde sau se deformează de cele mai multe ori. Astea sunt portocalele deja uscate, feliile deja uscate pe care le adun de pe calorifer. Au stat aici pe calorifer cam 5-6 zile și până iarna viitoare o să fie perfect uscate. Am aici și câteva felii de lime și acestea arată foarte bine cu marginea verde și la fel de frumos arată și feliile de lămâie pe care o să le pregătesc probabil săptămâna viitoare. Arată minunat în bradul de Crăciun, agățate cu o sforicică sau cu o panglică colorată. Se pot face ghirlande, iar dacă vreți alte idei, uitați-vă pe Pinterest pentru că o să găsiți o inepuizabilă sursă de inspirație. A nins extraordinar de frumos, a fost o zi minunată de iarnă, o zi cum de mult nu am mai avut și în mod surprinzător nu era aproape nimeni pe afară. Uitați-vă și voi cum mă așteaptă pisica să vină acasă și pare că se bucură că m-am întors, însă nu mă lasă deloc să mă joc cu ea și nu mă lasă nici măcar să o ating. Stă sub masă și se ascunde, nu cumva să ajung la ea, mă fixează cu privirea de zici că e la vânătoare. Și după ce îmi monitorizează toate mișcările pe care le fac prin casă, se instalează pe caloriferul pe care l-a luat în primire toamna de vreme, și nu îl mai părăsește decât primăvara târziu. Iar ziua se încheie la lumina plăcută a lumânărilor, cu un pahar de vin bun și cu o carte interesantă. Citesc acum biografia lui Gabriel Chanel, Coco Chanel cum este cunoscută, o personalitate de care cu siguranță toată lumea a auzit, cu o reușită profesională fantastică, dar care de-a lungul existenței sale a încercat cu orice chip să șteargă orice urme ale trecutului și ale originilor sale. Îmi place mult cartea și o recomand.
fost videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare, vă doresc numai bine!